Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, etalare pentru septembrie 2021. Dragii mei, vă doresc o toamnă frumoasă, cu multe împliniri, cu putere și cu ce mai vreți voi să realizați lucruri frumoase, evident. Haideți să vedem energia generală pentru această perioadă, care se poate manifesta și în octombrie și noiembrie. Noi acum primim mesaje, știm că la nivel universal nu există calendare. Noi acum primim pentru septembrie, dar poate că la ei acolo sus în cer, septembrie poate să fie, nu știu, primăvara, iarna, vara. Hai să vedem. Energia generală pentru berbecuțe și berbecuți, dragii mei. Aș zice drăgălași, dar nu știu cât de se potrivește drăgălași pentru berbeci. Poate că unii sunteți, dar dacă sunteți așa mai în faza de mie, uite, trebuie să vă vindecați. Trebuie să vă vindecați. Hai să tăiem, că văd că... Suport, susținere pe care l-am văzut și mai devreme, dacă ați văzut când am amestecat cărțile și a tras cu coada ochiului pe sub setul de cărți, a vrut, n-am citit, am zis că să căutăm alt mesaj. Uitați cum se corelează oarecum lucrurile. Scopul vieții tale te susține în întregime, te susține în creșterea ta, până la urmă, te susține în... Îți susține și sănătatea și echilibru interior. Ce vreau să spun? În momentul în care faci ceea ce îți place și știi că ești menit să faci acel lucru, parcă ești mai zâmbitor, parcă ești mai sănătos, parcă treci mai ușor peste probleme. La capătul setului de cărți, autor. Acum, ideea este și profesorat. Nutriție, că tot e specific zodiei fecioare, vă construiți viața. Scriind, făcând manifestările care se fac și prin scris la luna nouă, care e pe aproape, da? Reușiți să vă construiți viața altfel, într-un mod sănătos. Dar, dragii mei, nu e suficient să scrieți, nu e suficient să comunicați, să comunicați cu îngerii, cu voi, cu cine vreți voi să comunicați ca să manifestați acea intenție pe care o puneți la lună nouă, da? Pentru cei care știți cum să lucrează cu energia lunară, ideea este să puneți în practică. Și atunci, prima practică și cea mai sănătoasă pentru a vă reconstrui viața, o viață frumoasă, este o alimentație sănătoasă. Foarte important pentru toți, nu doar pentru voi. Acum, trebuie să învățați ceva sau aveți de-a face cu un profesor, da? Și în primul și în primul rând, cum le cărțile, trebuie să învățați să fiți autorul vieții voastre. Apropo de ce am zis mai devreme, dacă faceți, uite, să vă școliți, să predați, să învățați lucrurile care trebuie pentru a manifesta, de fapt, esența voastră. Esența voastră este misiunea pe care o faceți, cel puțin această viață, misiunea pe care o aveți de îndeplinit. Și adesea, majoritatea, să știți că până ne descoperim misiunea, mergem pe proiecții, pe ce zice familia, pe ce zice societatea, pe hai să vedem cum se fac banii mai ușor, da? În fine, pentru cine vrea să audă, a vrut să se arate din setul de cărți pe care îl folosesc, faetonul și magicianul. Magicianul ar putea să fie berbecul, care este spectaculos, potent, în sensul că poate să facă multe, are toate resursele, cele cinci elemente, ales dacă aveți și, aici este, dacă aveți susținerea celui eterul, puteți să manifestați orice, dacă să aveți susținerea celui, trebuie să și credeți. E un tandem, da? Acum, sunteți determinați să alegeți, faetonul merge către stea, destinul pe care, despre care am tot vorbit eu acum, da, și să-l manifestați, cum am zis. Adică nu e suficient doar să aleg, doar să hotărăsc care este, doar să primesc inspirația pe calea astrală, eu știu, prin vis, o inspirație nocturnă în mod special, da, și acțiunea se desfășoară pe timp de lumină. Bine, nu zic musai că trebuie să mergeți ziua, puteți să mergeți și noaptea, da, evident. Ideea este că să vedem ce facem. Și lumina reprezintă acțiune. Vreți să și puneți în practică. Am zis, faetonul merge către stea, către destinul său
Și steaua înseamnă și vindecare. În această cale, în această misiune, trebuie să vă și vindecați pe voi și rămâne de văzut ce mai aveți de făcut. Variază de la om la om. La capătul setului de cărți aveți puterea și regele de monede. Pentru unii poate să fie o luptă între voi și cineva care are o atitudine un pic mai pragmatică, materialistă. Poate să fie un soț, poate să fie un profesor, poate să fie șeful vostru, poate să fie un tată, un bunic. Un om pragmatic care a învățat că banul este cel mai important în această lume, dar, dragii mei, trăim în era vărsătorului și era vărsătorului nu se bazează pe așa ceva. Se bazează pe o atitudine vizionară și de întrajutorare cu semenii noștri. Acum, s-ar putea să aveți niște lupte cu acest personaj. Unii dintre voi trebuie să alegeți, iar alegere. Aveți niște discuții. Niște discuții cu cavalerul de spade, iar văd personajul stabil care poate să fie la locul de muncă sau acasă, 10 de monede, și vă pune în postura în care trebuie să alegeți. Ai, aici se spun ca multe cuvinte grele pentru unii cu cavalerul de spade și se provocă prea multe lupte, prea multe chinuri. E orgoliu cuiva în familia unora dintre voi, a multora dintre noi, da? Și în acest motiv, provocările pe care le trăiți acolo, undeva într-un anumit plan al vieții voastre, vă determină să căutați destinul vostru și unii, poate că deja ați înțeles care e destinul vostru, alții urmează. Ideea este că trebuie să faceți alegerile, să mergeți mai departe și să manifestați ceva nou. Berbecul din voi. Adevăratul berbec, asta pentru berbecuțele care poate au mai lăsat de la ele, pentru berbecuții care poate... mai sunt și berbeci care poate încă nu au trezit focul acela interior și creativ și inițiator pentru că era magicianul. Hai să mai amestec încă o dată. Băi, dar ce mai vorbi fără pauză? Să mai și respir, nu? Berbecuți, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec. Septembrie 2021. Nu mai alergă nimeni. Însă, aș vrea să fac etalări mai la obiect, așa cum mai comentează unii alții. O, ai, ce frumos! Mai sunteți îndrăgostiți? Dacă nu e vorba de dragoste, este vorba de alegeri, pentru că 6 este înainte de 7 de faeton. Trebuie să alegeți ca să știți, să hotărâți care e destinul, care e calea, care este persoana către care vreți să mergeți. Deci, deocamdată, decizii importante în această perioadă. Mai ales că vine luna nouă. Echilibrați-vă, lucrați un pic cu varianta voastră feminină, masculină, încercați să fiți într-un balans. Balanță, dar e și balans. Să fiți în echilibru. Da. Probabil că vor fi niște gemeni pentru unii. 10 de monede aici, provocarea, casa, jobul, banii, familia, tradițiile, uf. În trecut apare cavalerul de spade. Poate să fie acești gemeni, dar poate să fie discuțiile din casă. Acum, ia, variază, pentru unii, pentru alții. În ultima vreme, ar putea să fie eu cred că e o poveste separată, 6 de cupe. Nu e obligatoriu să fie semn de apă, deși am văzut faetonul pentru unii. Și știm că unii berbeci au tendința să facă cupluri cu racii, e quadratură și cu scorpionii, că ei sunt mai marțieni. Mai răruți cu pești, deși știu un cuplu, berbec pești, care au o familie fericită și cu copilași frumoși. Ideea este că, la un moment dat, într-un trecut apropiat, asta, repet, variază ce înseamnă apropiat, v-ați întâlnit cu cineva care vă face să vă simțiți ca acasă, cu care rezonați perfect emoțional. Simțiți copilul interior, puteți să fiți și copii, chiar dacă vă mai certați, vă certați ca și copii, vă împăcați tot ca ei, la fel de repede. Orice ceartă ar fi între aceștia, este minoră, este trecătoare. Am zis pentru că nu știu de ce am simțit nevoia să zic, n-am simțit o nevoie, așa au venit cuvintele, că așa vin cuvintele când fac etalare. Am vorbit despre ceartă, prima oară când am vorbit despre ceartă la Six of Cups. Probabil pentru că e acest cavaler de spade care uneori este mai certăreț, mai direct. Poate voi sunteți aici manifestați, pentru că, mai ales dacă aveți ascendent în berbec,
Toate casele se manifestă foarte intens, așa cum ar trebui ele să se manifeste, fără nicio influență externă. Și atunci, gemenii, comunicarea ar putea să fie un pic mai acidă, mai înțepătoare, eventual. Repet, nu e obligatoriu să fie comunicarea voastră, poate să fie și altuia, pardon. În viitor, 9 de băte. Vedem ce ar putea să fie 9 de băte. Vedeți cărțulile? Așa. În prezent aveți 7 de cupe, măi, 6 și 7 și îndrăgostiți-i la mijloc, măi. 7 de cupe înseamnă că aveți opțiuni, în general, berbecii, berbecuțele au opțiuni, că n-au cum, sunt cuceritori, sunt interesanți, da? No, există și atunci dacă aveți opțiuni, trebuie să alegeți între un personaj care vă unge sufletul și altul care, eu știu, poate să fie ori pentru bani, ori pentru victorie, eu știu, la serviciu, ori pentru, eu știu, creștere spirituală. Fiecare poate să reprezinte ceva, ori pentru distracții, la, da? Acum este și altă variantă. O să clarific totuși, 7 de cupe trebuie neapărat clarificat. Poate să fie și o stare de visare. De ce nu? Să viseze și berbecii? De ce? Berbecuțele nu pot și ele să aibă fantezii? Cum să nu? Hai să fim serioși. Eventual să visați, să aveți fantezii la acest personaj foarte dulce, foarte drăgălaș. Repet, și dacă vă certați, cearta este, nu știu, se poate rezolva cu un pupic, cu o floricică, cu o prăjiturică, cu un scuză, mă iartă, adică nu țineți ranchiună în acest cuplu. Și nu zic musai cuplu, poate să fie o prietenie, cineva din copilărie. Dar, totuși, îndrăgostiția sugerează și posibilitatea unei atracții între voi și cineva, care vă face mai emoțional, mai visători, da, și de ce n-ar visa și berbecii? Berbecuțele? Why not? Uf, în fine, o să clarific. Am făcut așa, scuzați-mă, sunt un om spontan și autentic. Nu prea îmi place mie cartea asta, știu, nu e pentru mine, dar în fine. Are și ea valoarea ei, că totuși e în poziția sfatului. 4 de monede. 4 de monede, printre altele, sugerează să fiți principiali, un personaj cu principii. Acum poate să aibă prea multe principii, 4 de monede, 10 de monede, prea multe principii, prea obsedat de bani, prea fixist, prea încăpățânat. E un soi de mic împărat, deși ca mare barbă. În fine, e un împărățel acolo, în lumea lui, pe tronul lui. O să vedem cum se leagă totuși etalarea. Deocamdată doar arunc așa cât un mesaj, câte două. Dar fiți în echilibru. Fiți, dacă aveți tendința să visați, reveniți un pic cu picioarele pe pământ și gândiți-vă și la job și la ce aveți de realizat, nu musai la chestiile tradiționale, la ce puteți voi să construiți. Practic, cum puteți, interesant, cum puteți materializa eventual acest vis, aceste stări emoționale. Eu, de obicei, când sunt îndrăgostită, le materializez prin desene pictorii. Acum, voi știți cum faceți. 9 de cupe, băi, deci tot un cineva, nu obligatoriu, dar se pare că totuși are marcaj puternic în semn de apă. Poate chiar e semn de apă. Dacă nu e semn de apă, poate are ascendent. Și ascendentul e foarte important, da? E felul în care arătăm și în care ne comportăm. Sau are Marte în semn de apă. Lună în semn de apă. Iar devine foarte sensibil. Poate sunteți voi, de totuși. E influență exterioară, clar, nu sunteți voi la 9 de cupe. E un personaj sentimental, romantic, cu multă speranță, eventual cu speranță în voi. Cred că este acest personaj de aici, da? Care, în momentul în care comunicați cu ei, simțiți că totul e bine. Hai, berbe, mai ia un pahar, hai să mai vorbi, mai spune ce ai pe suflet, berbe. Și uite așa se leagă prietenia și când sunteți departe, visați. Zero este în poziția fricilor. Aveți teamă să riscați, aici este. Cred că încă nu sunteți în relație cu acest personaj, unii dintre voi, de a apărut zero în poziția fricilor.
Posibil pentru unii să fiți într-o relație fixă cu cineva. În ce sens? Poate o fi relația de durată, poate să fie căsătorie. Pentru mine, patru de monede înseamnă o relație karmică. Și, evident, căsătoria este o relație karmică, obligatoriu. Să știți, dragii mei, sufletele gemene, extrem de rar se căsătoresc. Extrem, extrem. Una e să stai împreună și așa foarte rar sufletele gemene stau împreună și lucrează la misiunea spirituală împreună. Asta n-are, deocamdată nu are treabă cu sufletele gemene, doar fac așa o mică paranteză pentru cei care încă n-ați înțeles, cei care ziceți că v-ați întâlnit cu flacăra geamănă și că ați vrea să vă căsătoriți și nu vor ei, mai. Flăcările gemene nu sunt pentru căsătorie, nu sunt pentru karmă, nu sunt să se manifeste complexitatea acestei relații într-un fel pământean. Este o relație specială. Acum revin, da? Relație karmică, clar. Deci, foarte multe emoții și atunci, ca să nu vă perturbe, pentru că vă e teamă oarecum să riscați, ați merge un pic, v-ați arunca așa în valuri, în cupele astea, în emoții, dar e în poziția fricilor zero, da? Chiar dacă voi uneori sunteți, vă aruncați așa cu coarnele înainte, știți bine că așa sunteți uneori, mai bine decât mine, că eu nu-s verbec, am doar în casa 10-a verbec, în casa carierei. Da. Acum am zis, sfatul este să țineți de banii voștri, să vă faceți timp și pentru bani în cazul în care vă pierdeți în gânduri. Ce vă doriți? 10 de monede, de bâte. Cam greu să doriți așa ceva. Eventual, poate v-ați dori să vă implicați cu totul, cu toată energia specific zodiei, cu tot focul, într-o nouă direcție, dar este, vă și doriți, vă e și teamă. Așa. Nu, că ăsta vreau să-l folosesc. Totuși, la, am zis că-l folosesc. Îmi plac cărțile mele. Ia, cum să fac? Vedeți cărțulile, dragii mei? Eu. Ah, e și asta. Aici, vizibil. Ce reușiți să faceți? 6 de. Interesant că și dacă nu mă înșel, nu, nu mă înșel și la fecioară a apărut. Poate aveți pe cineva cu marcaj în fecioară. Unii dintre voi. Care deocamdată în preajma voastră și într-un fel sau într-un fel vă dau echilibru. Ce reușiți să faceți? Frumos ar fi să vă păstrați echilibru, cum am zis mai devreme, nu întâmplător, echilibru financiar, emoțional. Dar, Asul de spade. Dacă trebuie să vă împărțiți timpul între un hobby și familie, între un personaj drag și familie și personajul karmic, pentru că tot e vorba de alegeri, da? Și nu neapărat triunghi. Sunt niște chestiuni de împărțit, ca și timp, ca și energie. Atunci vă doriți să nu mai împărțiți în stânga și în dreapta, ci să începeți ceva nou. Și aici e o oarecare teamă, dar peste care cred că o să treceți, că este un zero și asul e tot un soi de zero sau este un unu nemanifestat într-o altă dimensiune. Vreți adevărul, vreți un început, vreți dreptatea. Da, și să mergeți mai departe, cum am văzut mai devreme. Ia uite, către trei de cupe, că întâlnirea cu sufletul pereche, omul, femeia care vă face fericiți. Dar deocamdată acest zero a apărut în poziția fricilor. Aveți pe cineva care vă mai creează probleme. Aici este. Și atunci, dacă aveți pe cineva asta, că am văzut 10 de, 5 de spade. Posibil că vă doriți să vă eliberați de aceste bâte. Ca să puteți să o luați de la zero. Pentru că dacă aveți prea multe, ia uitați. Nebunul ăsta are o singură bâtă. Ar putea să fie un as de bâtă, un valet de bâtă, un cavaler de bâtă, da? Foarte ușor. Cu această bâtă, da? Dar pentru că încă n-ați renunțat la aceste bâte, nici zero nu se manifestă, nici riscul, nici îndrăzneala de a o lua de la zero. Dar eu zic că la un moment dat veți îndrăzni. Mai devreme sau mai târziu, tot va trebui să se întâmple pentru că asta e energia. Totuși, într-un viitor, măcar la una din responsabilități, două, trei, veți renunța ca să puteți să stați în picioare.
Pentru că dacă stați și luați prea multe bâte, nu mai vă puteți ocupa de voi. Aici deja apare un nouă de bâte, da? Apare un personaj determinat să reziste în fața provocărilor. Da, sunt niște blocaje în calea reuniunii între voi și sufletul vostru pereche, dar care vor fi cu răbdare, vor fi depășite. La capătul setului de cărți, lumea. Aici este. Trebuie să încheiați un capitol. Vedeți? Aveți 2 de 10, final de capitol. Aveți un as. Aveți 0. Și aveți aceste decizii. Îndrăgostiți. Și am văzut și 2 de monede, da? Sunt puncte importante în în această perioadă, puncte care vă ajută să încheiați un capitol și să începeți o nouă lume în care să vă manifestați destinul vostru, cum am zis, scopul vieții voastre. Dar sunteți ghidați, sunteți susținuți de divinitate. Iar, interesant de reținut, nebunul, într-o formă sau alta, are credință. Și aici, în poziția fricilor, poate unii dintre voi v-ați pierdut credința. Și totuși, influența care vine din exterior, 9 de cupe, 7 de cupe, 6 de cupe, într-un fel sau altul vă hrănește nu doar emoțiile, ci și spiritul. Înțelegeți că acest personaj, că e prieten, că e colaborator, că e iubit, iubită sau viitor potențial, ce-o fi, a venit nu întâmplător în viața voastră, a fost ghidat de divinitate, ca să vă aducă lumină, să vă susțină într-un fel sau altul. La capătul setului de cărți am zis că aveți lumea, dar apare și împăratul și împărăteasa, interesant. Asta e și o schimbare de energie. Cărțile arată foarte frumos la capătul setului de cărți. Cuplu divin, întâlnirea karmică. O întâlnire care pentru unii s-a întâmplat la locul de muncă și chiar dacă n-a fost la locul de muncă, poate s-a întâmplat după o pierdere, după o decepție și unul dintre voi a venit așa ca o victorie, ca o scânteie în viața celuilalt. Și chiar dacă n-a fost la locul de muncă, a trebuit să munciți. Să rămâneți aproape unul de celălalt. E o întâlnire karmică, clar. Dar e această lume care sugerează o lecție saturniană. Hai să și clarificăm. Da, hai să și clarificăm. Acum rămâne de văzut pentru unii, da? Am intrat așa într-o oarecare, nu tăcere, într-o altă vibrație, poate ați simțit și voi, pentru că sunt foarte frumoase cărțile aici. Dar, dragii mei, cărțile pot să arate frumos și totuși fiecare carte are varianta sa pozitivă și negativă. Faptul că a apărut lumea spune ceva. E o încheiere. Nu știu ce îmi vine să zic, a fost frumos cât a fost. A fost frumos cât a fost. Nu știu de ce îmi vine să zic așa. Pentru unii dintre voi. Și iar fachetelor lungi. Iar fachetelor lungi. Clarificăm, te rog frumos. Da, clar, știm că unii dintre voi visați la un semn de aer. Da? Visați, încă sunteți în faza de alegere. Și ce ar trebui să alegeți? Eventual, din opțiunile pe care le aveți,
și să nu stați în această energie nostalgică, dragii mei. Un alt mesaj. Știm că unii dintre voi ați crezut că acest personaj este perechea voastră divină. Poate că a și fost pentru unii. Poate că a și fost, că tot am văzut împăratul și împărăteasa, da? Dar capitolul ăsta s-a încheiat. Posibil să aveți unii dintre voi să aveți o altă misiune într-o altă direcție, o perioadă, unul, ori voi, ori ei, și atunci asta trebuie să încheiați capitolul. Și să mergeți mai departe, asul de spade. Aici este zero, ăsta vă deranjează pe voi. O fi fost frumos, a fost frumos cât a fost pentru unii. Și după cum vedeți, există blocajele astea în viitor, rezistența asta a unuia sau a celuilalt. Poate fiecare rezistați în felul vostru să nu mai manifestați această poveste, pentru că știți că mai există alte obligații cu 10 de monede, 10 de băte în viața voastră, nu degeaba a apărut, da? 6 de monede. Acum am schimbat un pic vibrația și mesajul, da? Din când în când, poate chiar destul de des, vă gândiți, visați, încă mai aveți fantezii, poate chiar și erotice față de acest personaj cu care v-ați simțit foarte bine. Semn de aer. Eu cred că e o speranță ca acest personaj să revină. Dar, eventual, să revină fără bagaj, eventual nici voi să nu aveți bagaj, da? Ca să se manifeste o altă variantă a voastră. Altă variantă a voastră. Poate că în viața unei au fost niște secrete despre care celălalt nu știe. Nu neapărat că persoana este mincinoasă, dar sunt situații în viață, familie, job, eu știu ce alte chestiuni. Din acest motiv și sfatul, 4 de monede, v-am zis, mie nu-mi place mă special, dar ce văd bun la această carte este că e un personaj principial, tradițional, într-adevăr, poate prea tradițional, dar posibil în această perioadă atitudinea asta să vă susțină într-o formă sau alta tradiția, familia. Și pentru mine, 4 de monede sugerează relație karmică. Poate există un suflet pereche care are nevoie de voi sau de ei. Și atunci acest cuplu divin trebuie să se separă pentru o perioadă, să încheie un capitol pentru o perioadă de timp ca să se ocupe de alte chestiuni în viața lor. Da? Nu sunt prea plăcut, da? Adesea se întâmplă așa. Ia clarificăm 6 de cupe pentru berbeci și berbecuțe. 6 de cupe, te rog. Judecata. Da, încă nu ați luat decizia, pentru că nu întâmplător judecata înseamnă să judecați, da, să ieșiți. Aici e o carte care se poate pune în orice poziție, și așa, și așa. Dar în setul acesta de cărți am pus-o în această poziție. Așteptați ca o mână divină să vă scoată din această situație complicată. Dar mâna divină vă scoate dacă și voi vreți, dacă și voi vă străduiți să judecați corect, să vă rugați. Să vă doriți renașterea. Unii dintre voi vă doriți să renașteți eventual cu acest personaj, să vă împăcați, dar, variază. Iată, foc, aici sunteți voi. Hai să vedem îndrăgostiții. Trebuie să mai judecați un pic. Îndrăgostiții, te rog frumos, pentru berbecuți. Și berbecuță, evident. Mai ales. Îndrăgostiții. Ok. Doki.
6 de spade. Aici este și a apărut în poziția bună. Trebuie să vă eliberați de conflictele mentale care sunt în legătură cu această decizie, cu această judecată. Uitați-vă că eu știu de ce am făcut această carte. Există un as invers. Au fost niște secrete, nu neapărat minciuni, niște secrete care au fost reținute în această poveste și trebuie să vă eliberați. Trebuie să mergeți înainte. Aici este. Eventual, personajul respectiv s-a eliberat și voi încă nu v-ați eliberat. 6 de spade, poate acest personaj care s-a eliberat. Că toți spade sunt, da? Iar gemeni, marcaj puternic în gemeni. Emoții, da, emoțiile sunt aici, uite, 7 de cupe. Găberbecii pot să fie foarte emoționali. Și aici este. Confundați emoțiile cu altceva, unii dintre voi. Și trebuie să fiți un pic mai cu picioarele pe pământ. Măcar un pic. O să clarificăm și ce e cu 4 de monede. Clarificăm 7 de cupe în prezent pentru berbecuți și berbecuțe. 7 de cupe. Visul. Ia uite, vis. Băi, deci nu se poate. Și, și ce-mi plac cărțile mele. Uitați, visul și aveți 7 de cupe. Visați încă la acest personaj. E lună plină, dragii mei, încercați să vă eliberați o lună plină. La lună plină eliberați-vă, dragii mei. Mai faceți niște eliberări. Faceți de câte ori puteți, cei care știți. Că tot am vorbit de eliberări, da? Încă visează la acest personaj. Ia uite ce mai vrut să apară. Ia uite. Regina de pământ. Regina. Ia uite. 4 de băte. Da? 4 de băte. Știți că e Venus în berbec pentru unii. Este casa pentru alții. Regele de spade. Ia uite. Semnul de aer pentru unii. Regele de spade. Și 8 de monede. Cum fi fost la locul de muncă? Ia uite, aer, iar, aer, moartea, transformarea. O fi fost flacără geamănă pentru unii, că am văzut cuplu, da, am văzut, împăratul și împărăteasa și nu, foarte rar se întâmplă să apară așa. Ci arcane majore puternice, urmate de, ce? Ce mai era după, 6 de băte, după roata norocului, 8 de monede. Cărți foarte puternice. Dar sunt într-o zonă a necunoscutului. Posibil să se remanifeste într-un alt context, altă dată, deocamdată voi visați, în prezent visați. Regina de, monede. Unii dintre voi poate ați visat că, că veți fi soțiile acestui personaj. Eventual, dacă sunteți deja într-o familie, sunteți soții, regina de monede sau mame, 10 de monede, 4 de monede și dacă sunteți într-o familie, vi se sugerează să stați un pic de, familia voastră și să nu mai visați atâta, că aveți în spate visele, da? Da, voi arătați pragmatici, echilibrați, ok, dar nu știe lumea, nu știe că de fapt voi sunteți cu gândul tot acolo. Da? Dacă au fost, dacă sunt, ați fost flăcări gemene, dar este greu de depistat, de aia zic să nu, să nu stați în iluzii și în vise, visuri. Fiți un pic mai pământeni, pentru că ne trebuie ani de zile să înțelegem dacă într-adevăr suntem cu o flacără geamănă sau o falsă flacără geamănă și un suflet karmic. Uf, 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 10 de... Aici e provocarea. Aici e provocarea. Să continuați să fiți pământeni și să construiți ceva în timpul ăsta. Din experiența asta să construiți ceva. Clarificăm 10 de monede. Poate familia altuia. Voi știți, dar e o familie care provoacă această poveste. E o familie sau un job sau nevoia de bani, moștenirea cuiva. Provoacă această poveste să eventual să întrerupă pentru cine știe cât timp. Uite, justiția, da? Justiția și prințesa valetul de, monede. Aici este.
Așteptați un telefon de la acest personaj, iar semnul de aer, care e căsătorit, căsătorită. Justiția nu e obligatorie să fie balanță, poate să fie un personaj într-un contract, căsătorit. Și valetul de monede reprezintă o conexiune, eu știu, așteptați un dar, o discuție, ceva. Și aici e provocarea, da? Voi așteptați acest lucru, că se întâmplă, se întâmplă, rămâne de văzut, dar aici e o provocare, totuși, central. A trebuit să vă detașați un pic de această atracție ca să rămâneți, repet, cu picioarele pe pământ. Alte cuvinte nu găsesc pentru așa ceva. Clarificăm, hai să vedem, ia uite, tot aer. Clarificăm patru de monede ca și sfat, că e foarte... Oh, oh, ia uite, vocea. Vocea de a venit invers. Vedem o carte. Și îndrăgostiții, iar îndrăgostiții. Și doi de monede, iar doi de monede. Și turnul, separarea. Și stagnarea. Trebuie să integrați această experiență. Asta e, zdruncinată, cum a fost, cum v-ați zdruncinat, cum ați simțit că stați pe loc, că ba e bine, ba nu-i bine, da? Reechilibrați-vă. Da, trebuie să alegeți. Ce să alegeți? Da? Când îndrăgostiți, aleg. Am zis, trebuie să alegeți între aici judecata, să fiți pământeni. Da, nu... Ia. Mai dăm o carte pentru patru de monede și vocea. Patru de monede și vocea. Te rog frumos, mai dăm o carte. Patru de monede și vocea pentru berbeci. Sfatul, că e foarte important. Sfatul. Patru de monede și vocea. The voice. Și îmi place cartea asta, pentru că în cartea asta trebuie să te lași un pic în voia destinului, că tot am văzut faetonul, în voia divinității, și voi undeva aveți o rezistență cu 9 de monede. Nu, nu, nu vă lăsați un pic, tot vă gândiți la trecut. Aici, trecutul. Nostalgia. A ce-a fost. Pică. Eu, împăratul. Bărbatul acesta căsătorit, strict, cu putere, bărbatul acesta, la acesta vă gândiți voi, doamnelor, eventual, dar nu ascultați o voce, nu ascultați vocea interioară. Una este emoția și alta e vocea interioară. În poziția sfatului împăratul, care nu este nici pe vertical, ia uite, doi de spade. Trebuie să alegeți ce vreți să manifestați. Împăratul în această poziție arată că e... Rămâne de văzut. Dacă a fost dezechilibrat, cred că a fost dezechilibrat de separarea care s-a produs între voi, că am văzut turnul, da? Am văzut niște chestii. Sau de problemele tradiționale, profesionale, familiare. Dacă acest împărat, berbec nu obligatoriu, puteți să fiți voi, că în general e născut în aprilie, da? A fost dezechilibrat, sper că intră într-o direcție, într-o mișcare pozitivă și se îndreaptă, pentru că sfatul este 4 de monede, da? 4 și 4. Adică, da, repet, înțelegeți, da? E pe orizontal, trebuie să-l schimbați în poziție normală. Dacă cineva vă caută, interesant că a apărut vocea și știm că valetul de monede poate să fie comunicarea cu cineva. Că e comunicare telepatică, că este directă, încercați, a venit invers. Să nu vă lăsați influențați atât de mult de acea voce, ci să vă concentrați pe echilibrul vostru. Posibil vocea cuiva, vocea ține și de asul de spade, da? De aer, vocea cuiva, într-un fel sau altul, vă dezechilibrează. Nu vă ajută să luați deciziile cele mai corecte.
Clarificăm 9 de cupe în poziția exterioară. Cine e acest personaj 9 de cupe în semn care influențează berbecii? 9 de cupe. Ops. Ia uite, tai ciu. Vă supărați, personajul ăsta e un pic dezechilibrat. A venit taiciul invers. Energia nu este, nu le creează corect. Energia sa este în exces emoțional și atunci energia nu mai e în echilibru. Nici pământul nu a venit, nici în poziție bună, nici nebună, tot pe diagonal, da? Pământul fiind și aici împăratul, da? Regina de inim, de cupe, și aceasta e pe diagonal. 8 de spade și acesta e pe diagonal. Ia uite, și prințesa, toate sunt pe... Ia uite-le. Și chiar dacă n-ar fi pe diagonal. Adică este un dezechilibru clar, energetic. Taiciu te cheamă la echilibru energetic și a venit invers pe acest personaj. Acest personaj este într-un exces emoțional și excesele tulbură. Le tulbură și lor viața, vă tulbură și pe voi. Hai totuși mai dăm o carte. Ce e cu taiciul ăsta? Ce e cu taiciul ăsta invers? 9 de cupe mai dăm de cupe, da? Poate e prea optimist. Posibil. Uf. Nu, asta. 3 de... Speră. Acest personaj încă mai speră că se poate crea cu voi ceva. Pentru că a apărut și concepția. Da? Încă speră. Ciudate cărți. Dar se luptă cu emoțiile sale, ia uite. Se luptă cu emoțiile sale, puterea și 9 de cupe și 10 de bâte. Da, are și acest personaj, da, clar, un consum de energie, o fi, ce zodie o fi, nu mă interesează, dar se luptă, repet, cu emoțiile. Ia uite, 10 de bâte care apare și aici, se consumă. În acest motiv a apărut 9 de cupe, un prea plin. Poate, mai și bea. Dar nu-și face bine că mai rău se tulbură. Clarificăm nebunul, te rog frumos, în poziția fricilor. De ce apare nebunul pentru berbeci? Da, asul de spade, aici este. Încă nu știți ce să faceți. Încă nu știți. Dar, spre sfârșitul perioadei, că o fi în octombrie, că o fi la sfârșitul septembrie, octombrie, noiembrie, veți ști, la un moment dat, într-un viitor, da? Veți ști. Veți bloca eventual niște lucruri care vă deranjează, care v-au rănit, ca să puteți să manifestați acel as aici, un as de bâte, să manifestați altceva. Aici este. Poate este semnul de aer cu care ați riscat și v-ați ales cu eu știu ce și vă este teamă să mai riscați cu ei. Ați riscat odată și ceva s-a întâmplat. Acum stați visând la ei sau eu știu la ce. E semnul de aer. Sau este începutul. Amândouă reprezintă începuturi. Și zero și asul de spade, chiar dacă nu-i semn de aer. Da? Chiar dacă nu-i semn de aer. Că nu toată lumea are de face cu un semn de aer. Da? Avem semne de toate felurile. Este frica de a începe ceva nou. Asta pentru că sunteți un pic... influențați de cineva în exces emoțional și vă tulbură acest personaj. Sau energia lor vă tulbură. Clarificăm 10 de bâtă, te rog frumos, pentru berbeci și berbecuțe. Și iar pachetele lungi, îmi pare rău, puneți pauză, ascultați și voi. Multe.
10 de bătem. Ce își doresc berbecii? 10 de bătem. 10 de bătem, te rog frumos, spirite, sfinte du, sfinte du, sfinte du, fratele. 10 de bătem pentru berbeci. Te rog frumos. Sfinte, o carte. 10 de bătem. Oh, ce multe sunt! Vai, uite, exces de emoții, nouă de cupe și nu știu câte cărți picate. Stai, să mai amestec, că nu-mi place cum... E un exces energetic aici. Nu întâmplător a apărut și îndrăgostiții. Pentru că pentru mine îndrăgostiți înseamnă integrarea femininului cu masculinului sau echilibrarea, da? Adică, cu alte cuvinte, un echilibru emoțional, energetic, personal, femeia și bărbatul din voi trebuie să fie în echilibru acum. În fine, luați mesajele cum vreți, că voi decideți ce faceți. 10 de bute, te rog frumos, ce-și doresc berbecii? 10 de bute. 10 de bute. 10 de bute. În sfârșit. Asul de cupe. Da. Să vă eliberați acest consum energetic și să începeți. Da, dar a venit invers. Să începeți această dragoste. Dar. Interesant. Nu această dragoste. Asul de cupe. O nouă dragoste nu se poate manifesta din cauza că sunteți în acest consum energetic, în acest dezechilibru unii dintre voi. Unii, poate aveți job, poate aveți familie, responsabilități și nu vă puteți încă vindeca de un trecut, de ceva, asul de cupe, da? E acolo, dar nu e în poziția cea mai bună, da? Este invers. Unii dintre voi, eventual vreți să renunțați la acea poveste de dragoste și să vă implicați cu toată energia în a crea altceva. Eventual. Vedeți unde sunteți. Da? Sunt 10 de cupe totuși. Revin. Uite, revin. Prințesa de foc. Aici sunteți voi, da? Revin. 10 de cupe. Vă doriți fericirea, vă doriți un cuplu perfect, dar acest lucru nu se poate manifesta până nu vă vindecați. Și... trebuie să schimbați asul în poziție normală și să renunțați la aceste băte. Prea multe. Da? Și păstrezi mesajul. Dacă e o dragoste care v-a tulburat, trebuie să renunțați și la acea dragoste. Pentru alta nouă. Clarificăm 6 de monede. Ce reușiți să faceți? 6 de monede. 8 de cupe e bine. Dacă a fost un triunghi amoros, dacă au fost situații în care a trebuit să vă împărțiți timpul, banii, energia în nu știu câte direcții, vă detașați de această situație și ce mai este? Ia uite, invocați. În acest context, când în momentul în care văd că personajul invocă apele și văd aici un as de cupe încă nemanifestat, eu zic că puteți să invocați dreptatea cu asul de spade, vindecarea, o altă dragoste sau eu știu ce mai vreți voi să invocați. Dar eliberați-vă de situația asta complicată. E un mecanism, vedeți? Balanța este singura zodie care este reprezentată de un mecanism din metal. Și uite, așa mai dau informații foarte valoroase pe care nu o să le aprecieze nimeni, da? Deci, e un mecanism în care ați intrat, de care trebuie să vă eliberați, ca să puteți invoca, invocați dreptate, invocați victoria, invocați dragostea asta care încă nu se manifestă. Bănuiesc că nu vă doriți ca cineva să nu vă iubească, da? Nu vă doriți în continuare pe acel personaj care va consuma de energie 10 de bâte, da? Și care totuși
N-au oferit, apropo de șase de băte, nu au oferit dragostea de care aveți nevoie. Sper că nu mai doriți oameni, iau-te, eremitul. Aici este la capătul setului de cărți, eremitul. Și 10 de monede iar. Aveți o nouă viziune despre stabilitatea voastră. Trebuie să înțelegeți experiența aceasta spirituală, lecția aceasta spirituală. Intrați un pic în rugăciune și meditație unii dintre voi. Majoritatea trebuie, dar eu știu câți veți face. Eu citesc cărțile. Hai, mai dăm și pentru 9 de băte, te rog, și gata cu asta. Ce a fost frumos, a fost și gata. Cum am zis mai devreme, lumea, după împărat și împărăteasă. 9 de băte, te rog. Și am zis că fac iterarea mai scurtă și iată, 9 de băte. Integrați această experiență și ce faceți? Ia uite, integrați durerea și mergeți mai departe și echilibrați-vă 6 de monede, iar 6 de monede de aici. Situația în care a trebuit să împărțiți în stânga-dreapta voi ei v-a pus în această stare de doliu. Integrați-o, da? Integrați lecția. Învățați nu înseamnă să învățați, e Jupiter, da? Și să creați, ieșiți în fața zidurilor, dar trebuie să aveți totuși niște ziduri protectoare în caz de nevoie să vă duceți în spatele lor. Integrați această durere, dar în aceste de... Na, e dezechilibrată și asta. Și acest dezechilibru e invers. Integrați-o. Chiron este cel care învață din suferințele sale. Aici este Chiron, da? Și păstrați-vă energia asta pentru vindecarea voastră. De-aia a apărut asul de cupe invers. Pentru vindecarea voastră. Și în momentul în care vă vindecați, lucrurile vor fi altfel. Dar, da, dacă voi vreți să ziceți că începe o nouă relație, dar... Ce să zic, cum trăiți și vom vedea. Aceste cărți se pot manifesta foarte divers la fiecare dintre voi. Vom trăi și vom vedea. Nu știu cum o să zic aceste etalări, dar trebuie să zic într-un fel. Am vorbit iar foarte mult. Sper că ați primit mesajele de care aveți nevoie unii dintre voi, confirmările necesare, sfaturi, eventual, sfaturi de la înger, nu musai de la mine, că nu vă dau eu sfaturi, da? Am zis, fiți cu picioarele pe pământ. Dacă cineva vă mai vorbește sau încearcă să vă ademenească, printr-o anumită comunicare, mare grijă, pentru că voi trebuie să vă păstrați echilibru, principiile și să vă și vindecați. Unii dintre voi aveți un personaj, semn de apă sau marcaj puternic în apă, care nu poate să-și manifeste dragostea datorită acestei probleme pe care o aveți voi. Despre care am tot vorbit, uite, 50 ceva de minute, da? Cu un alt personaj din trecut. Da, cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa, numai bine. Ciao.